Vă spun bună seara, invitata mea din această frumoasă seară de vară este Doina Popescu-Brăila, doamna Doina Popescu-Brăila, scriitoare. Cei care au trecut pe la Târgu de Carte, cei care au văzut-o prin oraș, cei din județ care au văzut-o în localitățile lor, o știu. Ei bine, doamna Doina Popescu-Brăila este o apariție cel puțin interesantă, nu se va supăra fiindcă spun așa, oricum iese din tiparele celorlalte edituri, pentru că dumneai reprezintă o instituție, o editură, dar și prin persoana ei o scriitoare remarcabilă, o să vorbim imediat, este o apariție inedită. Are o mașină cu care circulă prin toată țara, o mașină care se numește Ambulanța pentru Literatură și tare cred, îmi place mie să cred că ați văzut-o prin orașul nostru. Bună seara, vă spun. Bună seara. Mai întâi hai să lămurim cei cu Doina Popescu-Brăila, cu numele. Doina Popescu-Brăila. Doina mi se trage de la mama. Popescu m-a păcălit un șmecher să mă mărit cu el, așa, Popescu. Deci da? De la soț. Și m-am ales cu Doina Popescu. Bineînțeles că m-am păcălit la modul cel mai frumos, ne-am căsătorit din dragoste. Nu e niciun secret. Avem doi copii minunați. Deci după 30 de ani pot să spun în glumă că m-a păcălit, pentru că nu s-a întâmplat așa. A fost de bună voie și nesilită de nimeni. Iar Brăila mi se trage de la norocul, șansa de a mă naște în acest tărâm al poveștilor, pentru că Brăila chiar este un oraș de poveste. Este numele din buletin, cum se zice, l-ați adoptat sau doar nume de scriitor? Deci ține tot de șansă. La un moment dat, studentă fiind, profesorul intră la ora de istorie, se prezintă Vintilă Corbul. Eu mă gândeam, o fi... Scriitorul? O fi Vintilă Corbul, da. Și atunci dau un pasaj din Căderea Constantinopolului. Și dânsul zice, ce e asta? Mai spune o dată. Repet, ce de unde? Zic, păi din cartea dumneavoastră, Căderea Constantinopolului. Superbă carte. Superbă carte. Vorba. Superbă carte. Carte pe care, din păcate, o citesc prea puțin tineri. Carte care mi-a intrat în suflet. A apărut înainte, cu mult, cred, de 89, cel puțin atunci am citit-o eu. Eram studentă, am început facultatea înainte și am terminat puțin după. Ei bine, domnul profesor era profesor de istorie la facultatea de matematică și mi-a spus așa, mă, îți dai seama că din atâtea generații de matematicieni de ăștia înguști care știu numai de calculele lor matematice, ești singura care ai făcut legătura? Acum eu citesc pe internet și cei de la Adevărul susțin că ar fi fugit prin 76 din țară. Nu a fugit. Deci el mi-a spus povestea vieții lui, poveste de roman de altfel. Mama lui era recăsătorită. Vorbim de Vintilă Corbu. A treia sau a patra oară cu un rege al cinematografiei de peste ocean. Da? Ei bine, era o persoană, o familie foarte bogată. Iar el avea această posibilitate să plece din țară, să plece, să întoarcă când vroia el. Într-adevăr, o vreme a fost stabilit la Paris, dar pentru că i s-a propus să facă niște scenarii, el este scenaristul de la Neamărit Miliardar. Da? S-a întors în țară, i s-a pus în scenă Neamărit Miliardar, care a fost un succes formidabil, așa cum știți, și încă ne ține cu sufletul la gură și încă este un film de referință. I s-a pus în scenă Neamărit Miliardar, el mi-a povestit atunci și alte filme, scenariile i s-au pus în scenă, i s-au filmat și a primit această catedră. Mă rog, el se simțea pedepsit că nu la istorie, ci la matematică, se simțea un pic persecutat, dar el a venit de bunăvoie în țară. Într-adevăr, după Revoluție a plecat iarăși și a stat la Paris până... După Revoluție știu că s-a retipărit Căderea Constantinopolului, da? Cred, și dinastia Sunderland-Beauclerc, da, da. Dar într-o colecție foarte frumoasă, foarte așa frumos atât legată. Știu eu, da. Se poate citi de către oricine la modul frumos, oricând are poveste, are istorie, un fel de Dumas al nostru. Un fel de Dumas al nostru. Fel de Dumas. Vintilă Corbu m-a botezat pe mine... Ca să spun așa, eu scrisesem... Așa ne întoarcem la... Da, ne întoarcem, pentru că eu scrisesem un roman în liceu, un roman pe care nu apucasem să-l public, pentru că
Era un tip formidabil și pentru că nu punea absențe, colegii mei, nu pot să spun niște măgari, profitau și ei săracii pentru că luau mese, MSA pentru 3 absențe, 5 absențe, era o teroare cu absențele și pentru că Vintilă Corbu era un domn, un generos și nu punea absențe, toată lumea pleca la cafea. Erau cursuri pe care le făceam unul la unul. Cursuri și seminarii le făceam tot cu dânsul. Bineînțeles că pentru mine era o ocazie formidabilă să discut orice. I-am adus manuscrisul primului meu roman, l-a citit, i-a plăcut și a spus, mă, tu ești Dumitru în catalog. De ce Dumnezeu zic ăștia Popescu? Păi, zic eu un șmecher Popescu care vrea să mă păcălească. Zicea, găliganul ăla cu ochi frumoși care se uită după tine, da. E, o să te păcălească, o să te măriți cu el, zice. Am văzut că și ție îți place. S-a și întâmplat. Zice, vrea să nu cumva să semnezi Doina, Dumitru Popescu. Așa, Dumitru Popescu, că zice, avem destui, zice, eu sunt în litigiu și cu ăla de la Uniunea Scriitorilor, dar mai ales cu ăla de la cenzură sunt într-o ciocnire permanentă. Să semnez Doina Popescu Brăila, pentru că ai un patriotism local cu care mă și enervez, spunea el, râzând. Îmi spunea, ți-aș spune un 10 pentru știință și un 12 pentru patriotismul local. Și așa am devenit Doina Popescu Brăila, dar nu din prima, deci am debutat cu romanul Comisia Zurich și am spus, dacă nu o să fie primită cartea bine, nu o să placă, să nu-mi fac practic orașul de râs. Și am semnat Doina Popescu. Ajungând la târgul de carte, lansând la Gaudeamus în 2009 această carte, era un personaj celebru, n-am să-i spun numele datorită apartenenței lui la o anumită organizație ca să nu tragă lumea concluzii greșite, peste. Da? Și striga prin târg după mine, Brăila, Brăila. Cum nu știu dacă era prieten cu Vintilă Corbu și știa povestea sau a fost o mare coincidență și vine la mine la stand și spune, tu ar trebui să semnezi Doina Popescu Brăila. Opa! Deci deja lucrurile se repetau. M-am întors, cartea a mers foarte bine, a fost primită, am vândut-o bine, reacțiile au fost așa puternice. Cei care mi-au citit acea carte atunci mă urmăresc și îmi citesc și celelalte cărți, sunt cititorii mei fideli. M-am dus la directorul bibliotecii și am zis, Dragoș, ce-ar fi dacă aș semna așa cum zicea Dragoș Neagu, da, dacă aș semna Doina Popescu Brăila. Păi foarte bine, zice el. Zic, se opune. Deci asta e povestea numelui. Da. Hai să ne întoarcem înapoi în facultate. Am citit licențiată în matematică. Da. Scriitoare, om de presă, om de editură, anticariat, colecționar, doamne, ce-ți mai spun? Am făcut și geamuri antiglonți la viața mea. Și geamuri antiglonți. Da. Așadar, cum se împacă toate astea cu atâtea cărți? Și scriitor, firește, că de asta suntem aici. Deci, sau spunea cum, cineva... Care este? Pilot, mi-am adus aminte. Da, de pilotaj de avion, aceasta sportiv. A fost marea dragoste și aceasta trebuia să fie meseria mea. A fost o perioadă în care era un misoginism, așa, fetele erau puțin excluse în aviație. Asta s-a întâmplat după Revoluție, dar înainte de Revoluție eu m-am pregătit, efectiv, mi-am făcut dosar pentru aviație, pentru boboc. Erau 30 de locuri pentru băieți și 10 pentru fete. Ghinionul a fost că n-a fost niciuna dintre fete să aibă vreun tată, ministru general, să aibă vreo pilă puternică. În schimb, la băieți erau mai mulți băieți de generali și atunci s-au șters locurile de la fete, s-au mutat la băieți. Și m-am trezit pe 31 mai că primesc un telefon, vezi că s-a terminat cu visul tău. Cu pilotajul. Și a trebuit să dau în altă parte. Am ales matematică că mi era la îndemână. Deci am făcut liceu de matematică și fizică. Ai predat? Da, am predat. Am avut o relație formidabilă cu elevii. Acei elevi mă caută și acum pe la birou să-mi spună, doamna dirigintă, am copii, doamna, am predat la Casa de Copii. A fost o experiență de care mulți s-ar teme, pe mulți i-ar înspăimânta, dar pentru mine a fost grozavă. Vreuna din cărți are legătură cu perioada aceea? Nu, dar... Nu te-ai gândit niciodată? Ba da, m-am gândit, dar este bine ca totul să se termine rotund. Deci eu trebuie să văd evoluția acestor elevei mei, să văd în final ce s-a ales de ei. Da. Și deja sunt în urmărire cu vreo 6 dintre ei. Se pare că sunt pe un drum bun. Bineînțeles că sunt și cei care au ajuns inevitabil în pușcărie, da. Sigur că da. Erau performanți de atunci, spărgeau câte 39 de mașini pe noapte. Cum s-a produs plecarea de la... Nu neapărat cum s-a produs, spre ce s-a produs plecarea?
Plecarea s-a produs într-un moment în care eram în concediu de îngrijire copil, o ciocnire cu, mă rog, așa cum s-a întâmplat la noi, cineva mi-a dorit postul, eu eram în concediu de îngrijire copil, eu făceam tărăboi, mergeam la, lucram în presă și mers la primul secretar, care acum era primar, să-i cer să facă o statuie pentru Sandu Adriana, Sandu Adriana fiind un dizident autentic și o persoană care chiar ar merita să aibă statuie în această țară. Și s-a făcut? Nu s-a făcut? Nu s-a, s-a făcut, făcut. Mi-au făcut mie niște lucrături și... Am crezut că statuie. Nu, 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 nu. A început, nu, mi-au nu, făcut nu, mie. Nu, nu, statuia nu s-a făcut, nu. Da, nu e statuie. Da, 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 da. Bine că nu mi-au făcut-o de aia de gips, așa. Da. Nu, deci, da, am văzut că pe undeva prin țară, uite, îmi pare rău că nu țin minte unde, cred că totuși în zona aceea se fură mâna lui Eminescu sau da, se fură unde? La Galați, la Galați. La Galați, da, de, da, da. Uite că leg totuși zona. Da, de se fură, eu merg, de câte ori sunt în zonă, merg la ziua lui Eminescu la Galați în 15 ianuarie și e o mare problemă cu acea mână. Cu acea mână, a ajuns da. Celebră. Da. Hai să ne întoarcem la mâna de scriitor. Dar până acolo, așadar, pilotaj, matematică, matematică, presă, ziaristică, da. Așa, unde? Presa locală din Brăila și un pic Viața Liberă Galați. Presa era într-un stadiu de pionierat. Asta voiam să întreb, în ce moment al evoluției presei? 92, că... din decembrie 92 până prin 97. O perioadă sensibilă. Perioadă pentru... sensibilă, deci practic eu am renunțat la presă în momentul în care ajuns, sau era o chestie interesantă, venea omul la difuzorul de presă, la cei vânzătorii volanți și întrebau e articol semnat de Doina Popescu? Nu. Și plecau fără să cumpere ziarul. E articol de semnat. Ce crezi treaba asta? Pentru că aveai nu numai vervă, dar scriai și anumite lucruri pe care ceilalți nu le scriau? Eu nu eram înregimentat în niciun partid politic și atunci nu aveam niciun partid. Deci eu spuneam lucrurile așa cum erau și oamenilor plăcea probabil această franchețe a mea. De cele mai multe ori, redactorul șef în ultima secundă îmi scotea, deci chiar cu câteva, cu două ore înainte să iasă ziarul, îmi scotea articolul, pentru că tot timpul articolele mele erau prea inflamante, așa păreau. Redactorul șef avea tot timpul niște complicații, realitatea niște prietenii. Realitatea este inflamantă uneori. Da, deci tot timpul... Inflamată sau inflamantă și... Agățam sau atacam vreo amiciție de-a lui, că eu n-aveam de unde să știu. El fusese, am aflat ulterior, mare șef cu propaganda la partid și atunci pe unde plezneam eu, plezneam exact în câte unde nu trebuia. Da, unde nu trebuie. Și atunci, în ultima secundă, toată mea și-a zburat articolul din ziar. Ai scris, ai adunat la un loc articolele? N-am sau adunat, dar o să-mi fac timp la un moment dat să ajung prin... Că ele se constituie într-un document. Vom da. Vorbi și de documentare da. Mai târziu, da. Dar l-au adică sau într-un anumit moment al istoriei, că istoria da. Trece da. Totuși da. Peste noi mai departe, la un anumit moment vor constitui imagini ale vieții din da. Brăila. Din Brăila, da. Ce da. Se va găsi cu siguranță, număr foarte mare, deci ce nu scotea niciodată redactorul șef, dacă îmi scotea articolele, îmi lăsa întotdeauna parte de publicitate, pentru că eu eram foarte performantă pe publicitate. Acolo vreau să ajung acum. Se pare că ai pus bazele, ăsta e așa un clișeu, dar cam asta este. Am reinventat publicitatea la Brăila și Galați. Da. Și am înțeles mult mai târziu mecanismul. Deci eu la momentul acela am zis, Doamne, am trăit într-o altă viață și am fost ziarist. Pentru că n-am înțeles de unde vin toate acestea. Dar acum știu exact. Din documentarea pentru terente. Pentru că eu, ca să documentez terente, am citit Terente presa interbelică. Este una dintre cărți, revenim la ea. Vom reveni, da. Deci multă vreme credeam că e ceva magic, chiar nu înțelegeam de unde îmi vine acest talent pentru publicitate, pentru marea publicitate în ziare. Eu în prima secundă am găsit la ziarul la care lucram articole de publicitate care arătau ca niște articole funerare. Eu m-am dus, am făcut casete serioase, am făcut contracte de publicitate serioase și le-am făcut sigle oamenilor, niște reclame atractive. Dar era la început, le găsești o scuză astăzi, le găsești? Da, dar eu am venit cu ele, pac, deci la mine
Așa spontan. Spontan. Deci eu de la primul număr am început cu sigle, cu aranjament serios. Bun, terminăm cu publicitatea, care are un rol foarte mare. Voiam să întreb, dar vreau are să ajungem la cărți. Are mare pentru că hrănește și susține organele de presă, da. Este așa o întreagă poveste și cu harta Brăilei și harta Galațiului. Da. Da, pentru că la un moment dat am constatat, aveam nevoie de o hartă, vroiam să ajung undeva în județ și cea mai tânără hartă... Doina Popescu-Brăila e o mare călătoare și vom povesti și despre asta. Da, sunt o plimbăreață. Probabil că m-a făcut mama în căruță, chiar dacă nu mi-a spus, nu căruța există. Căruța are simbolistica ei, nici nu-i de dat la o parte. Da, e o glumă, dar într-adevăr, foarte repede mă urnesc, pornesc la drum. Trebuia să ajung undeva în județ și am căutat o hartă și cea mai tânără, deci vorbim de 93-94, cea mai tânără hartă era din 76. Și atunci, de curiozitate, caut și harta municipiului, care era la fel de... Vorbim de Brăila. Era la fel de bătrânică, tot din 76. Și spun unor amici că vreau să mă apuc să lucrez această hartă, mi s-a spus că e imposibil, că e o treabă prea grea. Mie, dacă îmi spui că e imposibil, atunci trebuie să o fac. Deci ăsta e cuvântul cheie. Da, da, deci e suficient să mă motiveze. Cuvântul declanșator. Da, da. Și am făcut o hartă foarte bună prin 97, am mai făcut una foarte bună în 2005, am mai făcut una bună în 2007 și pe urmă tot am upgradat acele hărți ale Brăilei și ale Galațiului. Dar... Este adevărat că există o rivalitate între Galați și Brăila, Brăila și Galați? Sau e doar o poveste? Nu este o poveste, este o rivalitate, dar este o rivalitate... Punem ghilimele că... Da, este o rivalitate a oamenilor, ca să spun așa, de joasă condiție, oamenilor care nu gândesc. De ce? De ce este această rivalitate? Nu de ce nu gândesc, de ce este rivalitate? Nu, de ce este această rivalitate? Pentru că în perioada comunistă, Constantin Dăscălescu, prim-ministru gălățean, a luat birourile celor mai profitabile întreprinderi socialiste din Brăila, a mutat birourile la Galați și astfel și veniturile se duceau la Galați, inclusiv Șendren. Deci ca pondere economică. Da. Și atunci, practic, au sărăcit Brăila. Și ar fi fost un motiv ca brăilenii să aibă o problemă cu gălățenii. Dar, de fapt, eu am constatat că problema e invers. Chiar prima lansare de carte pe care am făcut-o la Galați, s-a ridicat un scriitor și a spus: doamna Popescu, bine ați venit, eu lansam Comisia Țiurii și Dumnezeu era în vacanță. Doamna Popescu, bine ați venit de la Brăila, această comună săracă a Galațiului. Iar eu am spus: vă mulțumesc că m-ați primit aici, eu am venit la Galați ca să vă aduc cea mai bună hartă a Galațiului din toate timpurile, eu am făcut-o. Unii îl aplaudaseră pe dânsul, ceilalți m-au aplaudat pe mine, dar destul de mulți. La sfârșitul lansării chiar a venit un domn scriitor în vârstă, foarte drăguț, mi-a cumpărat cărțile, i-am dat autograf și spune: doamna scriitoare, nu puneți la suflet, zice, noi ne adunăm aici la Cenaclu în fiecare zi de joi și avem grijă să nu se ridice niciunul dintre noi. Și veniți dumneavoastră cu două cărți atât de puternice, cu Dumnezeu la vacanță și Comisia Zurich, sigur că i-ați enervat pe colegii mei. Da, dar trebuie să spun că acum relația mea cu scriitorii gălățeni este una stabilă, frumoasă, gălățenii îmi citesc cărțile și la toate târgurile de carte din Galați, primii cititori, primii care vin să-mi cumpere cărțile, sunt scriitorii gălățeni. Deci, bun, asta a fost povestea hărților, da, și a rivalității, puneți sau nu ghilimele, dintre Brăila și Galați, două orașe. Eu n-am superbe. Găsit oameni deștepți nici în Brăila, nici în Galați care să creadă două la această rivalitate. De, da, cultură, de deschidere, așa. Acum, sigur că peste tot sunt și probleme, dar frumoase, orașe frumoase. Continuăm cu colecționarul Doina Popescu, Brăila. Probabil că sunt colecționar de la o vârstă atât de fragedă, nici nu-mi amintesc exact. Citisem cu timbrele povestea, da, că totul e o poveste totul până e o la poveste, urmă. Da. Am colecționat cartoane. La momentul la care eu am adunat toate cartoanele, deci eram stăpâna cartoanelor, vorbim de acele cartoane de la chibrituri, da? Da. Când devenisem stăpâna cartoanelor în tot cartierul, da? Deci eram eu și băieții, pentru că fetele nu erau implicate să jucau păpușile. Fetele colecționau șervețele. Fetele aveau foarte multe jucării, eram singura care nu aveam jucării, așa că... Asta e altă poveste. Da, așa. Așa. Deci că eu aveam acele cartoane. Ei, după ce adun toate cartoanele, îmi dau seama că nu pot să mai continui acest schimb și acest joc cu băieții, pentru că numai eu mai aveam cartoane. Și trec în nivelul următor și schimb cartoane pe timbre.
Acum trebuie să recunosc că schimburile au fost întotdeauna în avantajul meu, nu știu, așa s-a întâmplat. Ai în sânge negustoria, cum s-o numesc? Dacă sunt de la Brăila, vă dați seama câte nații s-au întâlnit acolo, cine știe în sângele meu ce greci, ce curge. Da, 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 chiar nu pot să știu, deși noi ne considerăm români curați, dar nu pot să știu în ADN acolo ce s-a încurcat. Și nu are rost să mă hazardez să pretind. Și doamne, doamne, ai un titlu cu Dumnezeu era în vacanță? Dumnezeu era în vacanță, ei. Da, așa. Da, deci timbrele au fost o pasiune nebună, deci iubeam timbrele pentru că în comunism toate ambalajele erau foarte prost făcute. Totul era bocciu, totul era nefinisat. Dar știi că învățasem să dezlipim de pe plicuri, cu siguranță, sau da, cred da, 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 da. Băgam în apă. Nu băgam, doar la abur, la abur. Sau abur, la abur, așa. Da, da, da. Și se dezlipea timbru, că da. Nici timbre nu erau foarte nici timbre multe. Nu prea era. Hai să trecem așa, da. Dar... Pe timbre am făcut schimb, deci pe timbre la 10 ani mi-am cumpărat primul ceas elvețian de aur. Așa a început povestea unei colecții am formidabile. Am avut un invitat care are de-a dreptul un castel, acum uite, avem o invitată care a avut primul ceas de aur. Da, la 10 ani. La 10 ani. Da. Și acum mă mai văd oamenii cu două ceasuri la mână, cu da, trei, cu cinci. Să spunem povestea cu ceasurile de la mână. Doamna Doina Popescu Brăila are un ceas pe mână, cel puțin un ceas pe mână și unul pe cealaltă. De ce? De ce? Pentru că unul dintre ceasuri este o piesă foarte rară. S-a făcut într-un număr strâns, la un moment dat, în 1951, are un mecanism fantastic. Este un ceas masonic, da? În loc de indici orare are semnele masonice. E un ceas foarte râvnit și, ca să spun așa, este ca o stea unui general. Da? Deci, în momentul în care un colecționar reușește să facă rost de o astfel de piesă, da? Chiar este o piesă deosebită, specială. E un ceas pe care îl iubesc. Îl iubesc și simt nevoia să-l am cu mine. Celălalt ceas este și mai interesant. S-a întâmplat la un moment dat într-un context... Deci e de două stele de general. Așa de două stele de general, general de armată, de patru stele. Deci acel copil de 10 ani avea un ceas de aur. La un moment dat eu am rămas fără acel ceas, nu din vina mea, în sfârșit. Nici nu vreau să spun ca să mă mai supăr odată. Nu am rămas fără astăzi. Acel ceas, da. Și am luptat... să-mi recapăt acel ceas, pentru că am zis că trebuie să ajung la un moment dat să fiu la valoarea acelui copil. Deci, între 10 și 12 ani, simțeam că pot să calc pe nori. Ce faptul frumos, că citisem atât de mult. Deja e un vers, un titlu. Știam atât de multă matematică. Simțeam că pot orice și reușesc orice. Și atunci am zis așa că dacă o să reușesc să-mi recuperez vreodată un ceas similar cu acel ceas de atunci, înseamnă că voi reuși să mai ajung la acel nivel și intelectual și cultural și la stima de sine, să fiu încă o dată la nivelul acelui copil care am fost foarte odată. Interesant. Da. Și practic acest ceas mă face să mă simt copil, să mă simt un copil isteț, să mă simt un copil realizat. Ajungem la cărți. Cărțile le avem pe masă. Câte titluri? E, aici o șmecherie, pentru că eu am 13 titluri, am adus 14. Nu-i nimic. De ce? De ce? Pentru că una s-a reluat. Da. Comisia am adus, Zurich. Nu, Cafeaua de după ultimul meu roman are două variante de copertă, pentru că fetele mele, care sunt talentate și care sunt talentate în foarte multe domenii, mi-au propus două, fiecare câte o variantă. Chiar mi s-au părut grozave, n-am reușit să mă hotărăsc pe care să tipăresc. E vorba de Cafeaua de după amiază. Cafeaua de după. De după. De după, de după, da. Scuze. Așa. Și eu am ales nu pe asta, pe cealaltă. Da. Aici este? Așa, ia să vedem pe unde este. Nu. Aici este, dar nu știu e dacă... E bine, nu, nu. Eu am vede. În față, nu-i nimic, o să o arate la așa, cadru. Da. Eu am ales pe cea cu cafetiera. Ibricu. Cu Ibricu. Da, da, da. Cine face coperțile? De cele mai multe... Designul. Da, fetele mele, cele două fete, am două puștoaice. Da. Și cădeți de acord? Totul e... Acum, da, dovada este că avem două coperte. Cred coperți. Că trebuie să merg pe mâna lor, pentru că, de pildă, romanul debut, Comisia Zurich, a fost lucrat de Ingrid, fata mea cea mare. Dacă discutăm de Comisia Zurich,
Cine era Doina Popescu când a mers la Gaudeamus cu această carte? Cum și-a vândut Doina Popescu cartea? Îmi închipui că meritul a fost al acestei coperte, pentru că cartea s-a vândut foarte bine. Dacă l-aș fi vândut la mine în oraș, oamenii mă știau din presă și ar fi zis, păi dacă a scris Doina Popescu, scrie foarte bine. Eu vă garantez că nu este doar meritul copertei, meritul e al ei, pentru că știe atât de bine să-și prezinte cărțile, încât omul este tentat să le ia. Așadar, avem 13 volume, romane sunt toate. Romane sunt toate. Copilul Dunării, eu l-am scris așa, fiecare capitol are titlul propriu, să pară proză scurtă umoristică. Este povestea unui băiețel. De ce proză scurtă umoristică trebuie să pară? Ca să nu-i sperii pe copii, că dacă aș fi spus roman, un copil de 6 ani ar fi zis, e prea puternic pentru mine, mă depășește. Dar cartea este scrisă, accesibilă, am foarte mulți cititori de 6 ani. Am cititori la această carte de la 6 ani la 96 dacă, de ani. Dacă eu nu fac vreo greșeală, știu că ea s-a și tradus în... În engleză, în și, engleză spaniolă. Și spaniolă. Da. Deci eu sunt scriitorul sau matematicianul care am făcut ca 11 să fie egal cu 13, pentru că la modul cinstit 11 sunt meritul meu. 12-13 înseamnă cele două ediții bilingve, română-engleză și română-spaniolă. Cine le-a tradus? Pe cea în engleză a tradus-o Sabrina Popescu, puștoaica mea, care avea 14 ani atunci. O puteți vedea pe copertă la Dragoste și Ciocolată, ia să vedem. Aceasta este, da? Sabrina mi-a tradus-o la deci 14 Ingrid ani. Și Sabrina. Ingrid și Sabrina sunt fetele mele. Ingrid nu este meritul meu, este meritul lui Teodor Constantin. Da, romanul Capitan de cursă lungă, pe care l-am citit în clasa a doua, prima carte care mi-a plăcut așa din tot sufletul a fost Capitan de cursă lungă de Teodor Constantin și acolo era o fată Ingrid. Mă rog, am citit pe urmă și primul volum era Fiul lui Monte Cristo. Deci sunt în serie Fiul lui Monte Cristo, Capitan de cursă lungă. Da, literatura a făcut parte din viața mea și m-a influențat în toate felurile. Eu nu știu câte fetițe de 8 ani hotărau că vor avea o fată Ingrid. La 8 se ani, citea în casa voastră? Da, în casa mea citea toată lumea. De citea, unde? Citea da. Mama, citea tata, citea sora mea mai mare. Iar eu nu găseam nicio carte care să-mi placă. Eu mereu spun că în casa în care se citește, copiii vor trage spre carte. Poate nu extraordinar, dar oricum vor vedea că e bine să pui mâna pe o carte în casa în care nu există cărți, în care nu există un ziar, doar televizor și fără nicio intenție de a supăra. Atunci nu, mai greu se îndreaptă copilul spre carte. Foarte multe mămici spun, n-am timp să citesc. Întreb, citiți povești copiilor? N-am timp să citesc. Păi da, dar spune povestea pe tabletă. Doamnelor, dragilor, eu, mama, va împlini luna aceasta pe 23 mai 79 de ani. Mulțumesc. Cea mai dragă amintire pe care o am cu mama, mama trăiește, este am zis, bine, da? Cea mai frumoasă amintire pe care o am cu mama cea mai dragă este cea când, stând lângă soba de teracotă, îmi citește povești. Da? Eu mănânc porumb copt, iar mama îmi citește povești. Am încă acel glas al mamei. Câteodată m-am mai supărat, că așa se mai supără oamenii. Dar niciodată n-am putut să fiu supărată pe mama. M-a negășit ceva, nu mi-a convenit ceva. Dar amintindu-mi cum mi-a citit mama povești, practic, niciodată n-a lăsat să intre între noi așa un fir de supărare, pentru că mi-a intrat la suflet, odată cu povestea, m-a intrat acolo. Copiii de astăzi vor spune cam așa, la vârsta noastră, îmi aduc aminte cum mâncam chipsuri și mama îmi punea pe tabletă povești. Da. Exagerez puțin, nu eu îmi doresc deloc să rămână cartea. Haideți să ne întoarcem. Doina Popescu, Brăila este foarte povestitoare și eu tot încerc să ne apropiem de cărți. Okay. Despre ce vorbesc cărțile tale? Cărțile mele strigă, nu vorbesc. Despre ce strigă, la cine strigă? Strigă de la cititor. Strigă? Oameni buni, întoarceți-vă la poveste. Oameni buni, faceți-vă viața frumoasă cu o carte. Oameni buni, umorul vă va salva. Da, cărțile de ce mele... plac cărțile tale?
Probabil tocmai e o întrebare ușoară, dacă vrei, dar nu chiar. Probabil tocmai pentru că au poveste foarte bună și pentru că au acel umor sănătos, vindecător. O cititoare... Îmi spuneai că... asta voiai să spui? O cititoare spune așa, o cascadă tonică, optimistă, vindecătoare. Genul de om care te trezește și din morți, da? Îmi povesteai despre cineva care e gata să meargă în spital, ceva în genul acesta, și care a luat o carte, două... E chiar povestea unui băiețel, Sebi, care trebuie să ajungă pentru a treia oară la spital, în München, pentru o intervenție complicată, pentru că trebuie să recunoaștem, statul român i-a întors spatele și a trebuit să plece cu familia asta în Germania. Asta e altă poveste. Da? Apropo de poveste. Mama cumpărase 4 dintre cărțile mele și acum 2 seri a venit la mine la ambulanță. Eu mă pregăteam miercuri seară pentru că a doua zi începea târgul Alba Transilvana și au spus, vai cât de mult ne bucurăm pentru că mergem în spital și avem nevoie de cărțile dumneavoastră și mi-au cumpărat toate celelalte cărți. Bine, una am dorit să o fac eu cadou. Pentru că umorul meu este tonic, pentru că povestea este bună. Eu am sarcasm, dar nu am răutate în cărți și până la urmă aceste cărți eu le scriu cu o mare bucurie și probabil că această bucurie se conservă în carte și se propagă până la cititor. Așadar, despre ce vorbesc cărțile tale? Despre ce vorbesc? Despre oameni buni și despre oameni răi. Toate cărțile mele au povești reale la bază. Sigur că niciodată, oricât ai documentat și cărțile mele sunt foarte documentate, nu poți să știi absolut tot. Și dacă voi scrie vreodată bine, o carte da, despre mine... Nu știi tot, dar inventezi? Scriitorul este brodează musa, pe este tema. Exact ceea asta ce este poate literatura. Să facă scriitorul. Dar există un miez acolo, o poveste reală, există niște personaje reale. De la care reale. Pleci. Da, de la care plec și la care mă tot întorc, pentru că țin foarte mult, am acum un roman foarte bun în minte, dar pentru că este în desfășurare, aștept să văd... Care a fost cea mai vândută sau cea mai iubită sau cele mai, pune pluralul? Da. În afară de Copilul Dunării, în afară de Terente, ia să ne spui ceva despre Terente. Da, deci Copilul Dunării, Terente, Comisia Zurich sunt foarte, foarte vândute. Te-ai gândit să faci o ediție a doua? Nici nu vreau să spun câte ediții am mai făcut, că le-am pierdut șirul. Da, deci... am fost nevoită să reeditez pentru că ele chiar au mers bine. M-am gândit la ediția a doua, nu neapărat la o reeditare, ci la o întregire, la un adaos, la o revizuire. Ne-am ai mai revizuit ceva? Deci am de revizuit ceva pe parte de tehnoredactare, pentru că am căpătat o maturitate. Nu-mi convine cum... mi-a corectat domnul corector la primele, avea respira altfel decât mine și mi-a schimbat virgulele, mie mi se pare haotic, nu sunt de acord cu acest mod de schimbare al virgulelor și deci eu vreau să revin la unele dintre ele, la cărțile de început pe parte de tehnoredactare și de mă rog, așezare în pagină, chestii de astea mărunțișuri, ca să spun așa, dar care sunt importante și dau valoare cărții. Și nu numai că dau valoare, e vorba de gramatică, de respectul față de limba română. Da, deci eu am învățat la școală că înaintea virgulei se pune dar corectorul meu spune dar și pune virgula după. Acum, sigur că sunt situații în care s-ar potrivi, dar eu nu sunt de acord de fiecare dată cu aceste... Păi, un matematician poate fi de acord, totdeauna da. Are ceva de spus. Da, da. Deci pe acolo aș revizui, dar pe poveste n-aș intra. Deci povestea dar nu-mi gândi neapărat la revizuirea poveștii, ci la continuarea ei, la cizelarea ei, da, e bună ideea. La această cizelare, da. Fotografie. Da, cred că am de cizelat primele 4 romane, ar fi de cizelat pe la ele. Te întorci pe text după ce îl scrii? Deci, dacă am noroc să am iese puțin așa timp, din... da, deci eu textul scriu dintr-o bucată, dar la Pisica cu Papion, de pildă, l-am lăsat un pic să se așeze și am revenit să-l citesc să văd dacă îmi place, ce s-a întâmplat. N-aveam bani să scot pentru că mi se epuizaseră din vechile tiraje
Și ce era să fac, să scot pisica cu papion sau să le scot pe celelalte care știam clar că se vor vinde bine. Și atunci l-am lăsat un pic să se așeze, să văd dacă am chef să-l scot sau nu, dacă îmi place mie, pentru că în primul rând trebuie să-mi placă mie. Ți s-a întâmplat să nu-ți placă anumite pasaje? Nu, nu mi s-a întâmplat să nu-mi placă pasaje, dar mi s-a întâmplat... Că sunt unii care modifică extraordinar de mult textul. Adică nemulțumiți de la atribute și la toate celelalte, modifică. Nu. Deci la Ardeiuț, de pildă, o carte care se vinde extraordinar de bine și care are o poveste foarte bună, e roman polițist, undeva la polițiștii aceia aș mai lucra un pic, pentru că poate eu aveam atunci acea experiență cu polițiștii, de când lucram în presă și știam, dar ca să spun așa, și polițiștii au evoluat. Deci eu atunci am scris despre acei polițiști pe care știam extraordinar de bine din relația mea cu presa, da? Relație presă-poliție, și am avut niște modele. Între timp am cunoscut și altfel, o să vedeți că... Modelele s-au reconturat. S-au reconturat. O să vedeți în Pisica cu papion, polițiștii sunt un pic diferiți de cei din... Nu știu ce țin minte despre titlul Pisica cu papion. Roman polițist. Roman polițist, roman polițist și puternic. Titlul dat după ce... Roman polițist, titlul dat după un tablou, tablou care este pe spatele cărții, tablou care revine așa. În acea carte. Eu am scris cartea, am lăsat-o așa cum spuneți noastră, un pic să zdospească, pentru că aveam niște târguri. Eram la un târg de antichități, cartea era terminată în mintea mea, da? Era terminată practic și în calculator, și acum urma să-i mai fac o corectură și stăteam așa la standul meu, era în aer liber târgul, erau zilele orașului, și un anticar avea foarte multe tablouri. Un tablou era sprijinit de un pom, tablou micuț așa, cu o gravură, un motan cu papion. Uitându-mă la acel tablou, mi s-a rescris cartea în minte. Deci acel tablou practic mi-a spus altă poveste. O poveste mai plauzibilă, deci tot legată de povestea mea, de ce scrisesem eu, dar practic era mai plauzibil ce-mi spunea mie motanoiul ăla. Acum, deci să fim atenți, dacă îți pică ochii pe o fotografie, Doamne, te mir ce roman iese. Te mir ce roman iese, da. Deci și atunci am rescris romanul datorită acelui tablou. Da? Se întâmplă. Spuneam la început că oamenii te-au văzut peste tot și îndrăznesc să spun peste tot, pentru că, uite, de pildă, dacă dai o căutare pe Facebook, este imposibil să nu o găsești, fie la Oradea, la Timișoara, la Arad, la Alba Iulia, de mai multe ori, trebuie să o spunem, și oriunde în țară. Și asta și datorită ambulanței, sprijinită, dacă vreți, de Ambulanța pentru Literatură, care este o mașină... Mașină care... Face totul. Face totul. Adică. Deci, ca să spun așa, este partenera mea. Așa. Da? Așa cum cei doi polițiști se sprijină între ei în misiuni, această ambulanță constituie logistica mea pentru toată această mare întreprindere de a duce cartea în sate, în micile orașe, în vârf de munte sau în marile orașe la târgurile de carte. În județul Alba unde ai fost? În județul Alba. Că doamnele, colegele noastre te-au recunoscut de la... Abrud, Stremț, la Abrud, Stremț, Câmpeni. Teiuș, Aiud. Deci am fost și la Roșia Montana, dar acolo am avut un mic incident, a venit un tip îndesat așa și foarte tatuat. Vei scrie probabil un roman. Da, eram cu sora mea și eu chiar vreau să documentez ceva, să mă informez, să vizitez. A spus, luați-vă mașina și dispăresc că nu sunteți binevenite aici. Dar a spus-o așa pe un ton. Deci, mă, noi suntem două fete, asta e așa de voinic. Mașina, să plecăm, că nu avem altă șansă. Mașina aceea este aparent o mașină banală. Singurul lucru care te face să... Așa, este. Eu o cunosc. Singurul lucru care te face să te apropii de ea este faptul că scrie pe ea Ambulanța pentru Literatură. Pentru Literatură, da. Și mai scrie, am văzut astăzi... Roman, pamflet și toate celelalte, opriți-vă și aveți ocazie să cumpărați carte. Zic că este o prietenă teribilă pentru că
Acolo se găsesc cărțile, se găsește un mic habitat unde dorm, mănânc și toate celelalte. Și un bun scriitor, șofer, care circulă peste tot. Sigur că noi zâmbim acum, nu cred că e ușor, dar faptul că aduce cartea acolo, sub nasul tău, sub pașii tăi, sub privirile tale, simplu om trecând pe stradă, înseamnă foarte mult. Dovadă că și orașele mai mici, cele numite, de exemplu, mai devreme, s-au bucurat de prezență. Se vinde cartea? Cartea mea se vinde. Mă gândesc că se vinde, pentru că altfel, hai să fim cinstiți, n-ai circula, este cu dus și întors circul pentru ca să dai cartea și circul pentru că se vinde cartea, se duce mai departe. Există și a treia explicație. Deci, un matematician, da, trebuia să o găsească. Există a treia explicație. Eu am făcut în viață totul cu mare pasiune, cu mare bucurie. Și atunci, faptul că merg și mă întâlnesc cu oamenii, fiecare îmi spune, ce-ți v-am citit o carte, oamenii, în afară de lectură. Sau alții îmi spun, vreau și eu să citesc o carte să mă scoate din depresie. Și atunci eu este recomand o carte. O... Da, cartea este cel mai bun prieten, mie mi-a fost cel mai bun prieten. Cartea a fost, mi-am fost copil sărac, părinții au divorțat, tot timpul a trebuit să mă descurc. Să mă descurc vânzând timbre, mă rog, cum m-am descurcat de-a lungul timpului. Cartea a fost prietenul meu și scara pe care am urcat în viață. Nu știu cum gândesc tinerii de acum, e greu să știi cum gândesc ei, dar eu nu vedeam decât o singură soluție. Să citesc cât mai mult, să mă dezvolt, să aflu cât mai mult, să-mi termin o facultate la modul performant, să o fac bine și să-mi fac o meserie. Acum văd că fetele se gândesc să mărite cu un fotbalist, au niște alte alternative care nu mi se par chiar fezabile și la îndemâna oricui. Să sperăm că totuși cărțile noastre sau cărțile pe care le citesc nu le vor împinge atât de repede spre, dar este și asta o opțiune pe care o respectăm în măsura în care evident, ne lasă sufletul. Evident, dar vedeți că nu este la îndemâna oricui, pentru că există un număr restrâns care reușesc pe această cale. Iar celelalte de fac bază depresie. Rămâne cartea. De bază rămâne cartea. Spunem de ce se numește editura, se numește Torrent Press. De ce se numește Torrent Press? Torrent Press pentru că am avut această inspirație să pun numele firmei cândva, deci firma care a făcut editura, firma care funcționează din 94 a avut acest nume Torrent Press și a fost foarte amuzant în 97, de ziua mea o prietenă mi-a adus o carte Feng Shui la serviciu sau Feng Shui în afaceri. Și acolo erau exemple, cum să-ți alegi numele de firmă. Așa. Și erau exemple pozitive și negative. Și la exemple negative spunea așa, imaginați-vă ce viață cumplită ar avea patronii unei firme care s-ar numi Torrent. A, și cum te-ai ispitit... la mine era deja de 3 ani titlul. A, era și, deja da, firma. Era deja de 3 ani firma. Și am zis, ce să fac, s-o schimb? Nu, eu sunt o luptătoare, merg mai departe și o să vedem cum o să fie. O nouă provocare. Mie îmi plac provocările. E greu să ții o editură? Publici numai cărțile tale? Sau am și încercat să public și alte cărți. Problema este că oamenii vor să-și vadă cartea pe, sau numele pe o carte fără să aibă acel discernământ. Merită sau nu merită această carte publicată? Tăiem sau nu tăiem un copac pentru această carte? Și dacă mi-a venit o carte proastă la editură, încă una... Ai avut curajul să spui nu? Da, am avut curajul să pentru spun. Pentru că oamenii se supără, oamenii se întristează. Noi toți credem că suntem unici, drept care merităm să apărem. Da, un astfel de domn căruia i-am spus nu fusese șeful securității într-un oraș important din România și nu m-am deschis manuscris, am văzut că acolo erau niște securiști foarte... deștepți, smart și foarte patrioți, grozav de mai pomeniți, așa niște fes frumoși. Și am zis, doamne, eu SF-uri la editură nu public, nu? Și s-a supărat domnul pe mine, ce să-i fac? Și alții au mai venit, a fost singurul caz? Nu, au mai fost deci și alte mai publici și ale altora? Am mai publicat câteva cărți pe care le-am considerat bune, da? De pildă, Memoriile unui leu rănit. Un bunicuț scrie istoria așa cum o simte el,
pentru nepotul lui, sau mă rog, pentru nepoți. Mi s-a părut un experiment interesant. Pe urmă mai publicat Diribau dincolo de patul armei, o experiență de la batalionul disciplinar, un tip care ajunge, mă rog, din greșeală, din întâmplare, dintr-o coincidență de nume, în batalionul disciplinar, și cum se descurcă românii așa, totul se întâmplă românește, dar fură și el cu ceilalți, pentru adică reușește să-l strice. Ai zis de istorie, cât de romanțată este istoria în romanele tale? Știu că te documentezi, dar nu, nicio carte nu este articol cu articol din document. Eu încerc să nu romantizez istoria, ci viețile oamenilor. E o diferență. Romantizez în sensul ăsta. Da. Deci în viața omului sau personajul pe care îl ai, poți să te joci și să-l faci mai simpatic sau mai antipatic decât este. Dar este bine istoria să o scrii la modul, pentru că istoria a fost deformată dintotdeauna. Toate generațiile au avut parte de o istorie contrafăcută. Adică măcar eu, care am fost martoră la niște evenimente, încerc să le redau exact așa cum le-am văzut, la modul foarte franc, fără să le romanțez. Ai avut vreun personaj care să nu-ți fi plăcut, pe care să-l detești, pe care să-l... O, bineînțeles, Dobrița, dar l-am detestat și l-am admirat în același timp, pentru că a fost un personaj care chiar în rău a evoluat. Este bine să citești o astfel de carte, să știi că există aceste personaje. Bineînțeles că există și contraponderea. Corvin, cel care îl urmărește, chiar e un fel de făt frumos așa. Corvin e un personaj de iubit. Sigur că am personaje simpatice și personaje antipatice. Nici pe Iorgu Adler nu l-am avut la ficați. Dacă ați citit, ce ați citit, sigur, Terente Zodia Zmeilor, ați văzut că nu prea iubesc pe acel bancher. Da. Sunt și alți banchieri pe care nu iubesc și în cărțile mele și în viața reală, da. Da, voiam să povestesc și asta, dar eu zic să ne îndepărtăm de bănci, să nu întristăm. Da, la asta mă gândeam și știi la ce mă mai gândeam? Că în unele pagini de evocare a imaginii Brăilei, cred că, sau altui oraș, eu zic de Brăila acum, am simțit parfumul acela de istorie, de reconstituire vizuală, dacă vrei, a orașului, a locurilor, de acum nu știu câți ani, mulți în urmă. Cât de tare vezi în felul ăsta ce scrii? Adică ai imaginea? La mine totul este vizual. Deci eu și când am cartea în minte până s-o aștern pe hârtie, la mine totul se întâmplă ca într-un film. Și cred că am acest noroc să am capacitatea de a reda vizual. Oamenii îmi citesc cărțile și au impresia că văd deja filmul. Toți scriitorii au imaginea asta vizuală, crezi? Fiecare trebuie să vorbească în dreptul lui, nu m-aș băga. Așa este, nu m-am gândit, uite, niciodată dacă omul vede, cel care scrie vede întâi imagistic personajul. Am auzit de scriitori care se așează la masă. Și chiar un scriitor cu nume mare care spune așa, domnule, eu n-am ce scrie, în fiecare zi mă așez la masă și scriu 5 pagini. Asta e un fel de exercițiu. Și zic, și ce faceți cu acele 5 pagini? Păi zice că să fac așa un număr de pagini rezonabil, le dau la tipar. Ok. Da, uite, de obicei întreb pe invitații mei scriitori, cum scriu? Nu, deci eu am povestea în minte, deci documentez povestea, o am acolo în minte, și îmi trebuie doar timp fizic ca să o aștept. Mergând atâtea drumuri. Că... 3 cărți am scris în ambulanță. Așa. Și șofând, că da. Asta faci. E imposibil să nu-ți zboare gândul la o poveste? Păi nu că e imposibil, chiar asta se întâmplă. Asta se... Deci, deci e eu posibil în ambulanța mea sunt o mulțime de personaje. Adică... V-am spus că este o ambulanță teribilă, are de toate. Uite, e plină de povești. E plină de povești. Da, acum în ambulanța mea sunt doar 3 locuri, lângă mine mai sunt 2. Acum, dacă polițistul ar vedea ce e în mintea mea, probabil că m-ar amenda că am prea multe personaje în ambulanță. Cât timp stai acasă? Păi anul trecut, în vreo 8 sau 9 luni, am dormit 2 nopți. Adică chiar dacă am fost în Brăila, am dormit pe malul Dunării în ambulanță, ca să scriu Haiducul Dunării. Bine, erau și evenimente și ziua eram la evenimente și noaptea rămâneam. Mergeam acasă doar să fac duș. Dacă a fost Târgul Anticarilor, a fost Zilele Orașului, pe Strada Regală a fost amplasată ambulanța și am dormit în ambulanță, la fel mergând acasă doar să fac duș.
Deci dacă am ocazie, dacă am de ales între a dormi la mine în casă sau în ambulanță, dorm în ambulanță musai. Obișnuința. Obișnuința da. de a dormi acolo și de a călători atâta. Spune-mi, ți s-au întâmplat și incidente în drumurile tale? Să spunem că mi s-au întâmplat incidente formidabile în drumurile mele. Astea sunt subiecte de roman. Da, eu voi scrie probabil o carte, cu siguranță voi scrie o carte care se va numi Ambulanță pentru literatură, cu toate aceste experiențe frumoase. Ambulanță e zis în ideea că vindecă, că oamenii au nevoie. Ea este chiar o ambulanță veritabilă, o ambulanță adusă din Spania. Asta n-am știut. Da, o ambulanță care a aparținut unui ONG, deci nu a adus cazuri grave, dramatice. Am însoțit copiii la serbări, la festivități, la stadion, la diverse evenimente. Ambulanța mea... Și scria pe ea ambulanță? Ambulanția, da. Da, așa scria și numele acelei organizații neguvernamentale. Avea girofaruri, avea tot ce, sirene, M-am încă butoanele. M-am gândit că e titlul sau numele ei l-ai pus... Metaforic. Da, metaforic. Da. Deci există și această metaforă de ambulanță pentru literatură, pentru că n-am să intru în niciun fel de discuții politice vis-a-vis de scriitori și condiția scriitorului, dar trebuie să recunoaștem că mai jos decât acum niciodată n-a fost condiția scriitorului. Gândiți-vă că în comunism, când venea un scriitor în oraș, comitetul de primire l-aștepta și la intrare. Și erau tiraje de 30-40 de mii de exemplare. Da. Nu o să vorbim nici despre perioada aceea. O întrebare poate mai... Nu vreau să fie dură, vreau, fiindcă ești dispusă să povestești. Crezi că e firesc să circule așa cu cartea? Este singura soluție asta ca această carte să ajungă la oameni. Dacă ar exista distribuție de carte, dacă ar exista agent literar, aș prefera să stau, eu am o casă frumoasă, pe două nivele, pe cel mai frumos bulevard al Brăilei, lângă Grădina Mare. Că vorbeam de condiția scriitorului. Da, și aș putea să stau în acea casă frumoasă și să-mi scriu romanele acolo foarte liniștită. Ei, poate ar ieși niște romane mai, cum să zic, mai dulci, mai siropoase, mai cuminți. Nu e stilul meu, nu cred. Nu are și mai cuminți și nici mai siropoase, are și așa cum poate trebuie. Poate are și mai multe. Poate ar fi mai multe, problema este că este singura soluție să mi-ajungă cărțile la oameni. Da, asta voiam să aud, vorbeam de condiția scriitorului. Deci, acum, sigur că se întâmplă la târguri de carte, există această invidie umană de care nu putem să scăpăm. Există vânzători de carte de la anumite edituri care la târgurile de carte mi spun, dar de ce trebuie să vii tu? Noi suntem aici vânzători de carte, ce cauți tu ca scriitoare? În afară de foarte multe volume pe care le-ai dăruit și eu știu treaba asta, negociezi, mai lași din preț dacă vine câte o bătrânică, care vrea o carte de 30 de lei și când deschide portofelul ce să-i mai iei bani, da? Am copii cărora dăruiesc cărți. Nu negociez cu acei măgari care vin așa ca la târg. Ca la piață. Deși el mi s-a întâmplat la Oradea. Un tip pe care se vede pe el că are foarte mulți bani și spune, eu iau la grămadă tot, dar plătesc numai atât. Și a spus, domnule, nu este cazul. Și soția lui a spus, dar eu vreau un săiar de iuți. Vă dau ar de iuți, dar chiar nu așa. În schimb, sunt persoane care își doresc o carte și n-au suficienți bani, deci atunci chiar nu contează. Dar vin copii care au o sumă mică. Negociez cu acei oameni care chiar au nevoie de acea reducere mai mică sau mai mare, sau dăruiesc cărți. Deci, chiar, de acea flexibilitate. Da, a trecut prin, chiar în Alba Iulia, un domn cu o gravă problemă de sănătate, eu având o prietenă care are un copil cu acea problemă, mi-am dat seama imediat despre ce este vorba, l-am văzut cum a privit așa cu drag spre cărți, împingea mama căruciorul și l-am întrebat cum îl cheamă, l-am întrebat dacă citește, mi-a spus că da și am dăruit copilul Dunării. Îl cheamă Adrian, este deci din Alba Iulia și am fost foarte surprinsă să mă sune cred că în preajma Crăciunului și chiar acum dacă se uită la emisiune îl invit pentru că vreau să-i dăruiesc și continuarea. M-a sunat și mi-a spus că a trecut printr-o operație foarte gravă
și s-a recuperat foarte bine datorită cărții pe care am dăruit-o eu, Umorul și din Copilul Dunării. Umorului. O mai citit, a recitit-o, da? Îl cheamă Adrian și este jurist la o instituție publică din, de aici, din oraș. Deci dacă vede emisiunea, îl aștept cu drag să-i mai ofer o carte. Oricum vei reveni. Care este următoarea destinație? Deci nu pot să... Acest târg este foarte scurt, 3 zile. Eu nu pot să plec din Alba după 3 zile, pentru deci că... Deci mai rămâi în Alba Iulia? Mai rămân. Mi-am făcut cerere la primărie să primesc autorizație, să primesc pașaport cultural, că tot așa se numește... Așa, suntem la pașaport cultural. Da. Din partea noastră îl ai. Da, mulțumesc. Să știți că chiar inițiez, vreau să văd pe ce cale se poate iniția o acțiune către Parlament pentru ca scriitorii și oamenii de cultură să primească un pașaport cultural. Nu mi se pare normal ca în fiecare oraș să mergi și să depinzi de gradul de cultură sau incultură a unui edil în a obține. La Alba Iulia, mulțumesc din suflet, sunt sprijinită de fiecare dată, sunt oameni foarte deschiși. Deci este clar că nu le este străină cultura, deci am fost sprijinită de fiecare dată, dar sunt edili care spun, păi dacă te primesc pe tine să vinzi cărți, înseamnă că trebuie să-i primești pe mexicanii cu pene. Păi atunci înseamnă că nu o să-i primim nici pe călușar, că și aia par niște nebune, așa că au clopoței la pălărie, nu? Clopoței sunt la modă. Da. Doina Popescu Brăila este împreună cu noi. Mai spun o dată titlurile: Comisia Zürich, Ardeiuți, Cafeaua de după, Pisica cu papion, Copilul Dunării, nu văd Menaja tra cu diavolul, Copilul Dunării în ediții bilingve, română și spaniolă, Fericirea la preț redus, Haiducul Dunării, Terente Zodia Zmeilor, Dragoste și ciocolată. Cred că o să mai zic o dată Cafeaua de după. Pentru că mi-a intrat și mie la suflet această carte. Cafea. Da. Cafea literară. Mulțumesc, doamnei Doina Popescu Brăila. O să o revedeți fie în continuarea târgului de carte, fie pe străzile orașului, cred că lângă catedrală, da, sau într-o zonă oricum. În zona barierei, da, voi fi acolo, pe lângă cărțile... clătitele acelea uriașe care îmi plac foarte mult, așa. E un domn care le face cărțile, foarte bine. Cărțile dumneai o să vă meargă la suflet, o să vă placă. Eu o să încerc să vă prezint în emisiunea O carte pentru fiecare câteva din ele și recunoașteți că a fost așa ca un vin spumant această Doina Popescu Brăila și cred că merită dacă nu neapărat în momentul ăsta să citiți, luați cartea, dar stați puțin de povești cu ea, pentru că are ce să vă spună, pentru că este un foarte bun vorbitor și un foarte iubitor de oameni. Mulțumim, bună seara!